Bună ziua! Noi ne aflăm la Institutul Mamei și Copilului și am să o felicităm pe Pădrug Svetlana din partea copiilor. Să o să citesc și o să zic la cine surpriză. Permiteți, da? Da. Unei singure ființe din viața mea îi datorez tot ceea ce sunt eu astăzi. Ea mi-a dat naștere, m-a crescut și m-a învățat să iubesc. Tu m-ai învățat să mă respect și să respect pe alții. Tu m-ai învățat să fiu tolerantă. Tu ești cea care m-a ascultat întotdeauna și care a fost alături de noi. Știu că nu ți-am arătat mereu că am apreciat ceea ce ai făcut pentru voi. Îți sunt recunoscătoare pentru faptul că ne-ai iubit necondiționat și că ai avut grijă de noi. Îți suntem recunoscătoare pentru că îți pasă de viața noastră. Pentru că ai mereu o vorbă bună pentru noi când lucrurile merg greu. Îți urez o zi plină de voie bună și sper ca dragostea noastră să îți umple viața la fel cum dragostea pe care mi-ai purtat-o tu și am umplut-o pe ea. Cu ziua femeilor, scumpă și iubita noastră, mămică și bunică. Dacă aveți un mesaj, poftim camera, doamne, doamne. Nu plăie! Mulțumim mult! Sunt bucuroasă că crezi să așa copii care mă răgășeau ce-ai făcut în viață. Doamne, să tară aici cu mesajul, mai vădrem o zi frumoasă. Fericire.md. Fiți mai aproape de cei dragi.